ai venit, Alina. Bine v-am găsit. Bună, Alina. Bună. Ce faci? Foarte bine, mulțumesc. Tu ce faci? Foarte bine. Mă bucur că ai venit pentru mine. Și eu mă bucur că am reușit să vin să te văd, adică să te cunosc. Am înțeles. Câți ani ai? 27. Mulți înainte. 24. Mulțumesc. Sunt mai mic puțin. Te deranjează? Nu, nu mă deranjează absolut deloc. E foarte bine. Pe tine te deranjează că sunt un pic mai mare ca tine? Pentru mine e chiar mai bine. Chiar îmi face plăcere. Asta e un lucru bun. De unde ești? Sunt din Ploiești deloc. De unde? Din Ploiești. Aha. Am înțeles. Din și? Ploiești. Ce ai făcut în ultima relație? Ce s-a întâmplat? Cum te-ai ajuns de ești singură? Sunt foarte multe de povestit. Nici nu prea îmi place așa să vorbesc despre trecutul meu, dar... Cum poți? Am fost căsătorită timp de 7 ani. Așa. Din nefericire, căsnicia mea nu a mers atât de bine pe cât plănuiam noi la început. Totul bine, frumos, câțiva ani, dar... După ceva timp au intervenit și problemele. Gelozii, certuri... Da. Și așa mai departe. Ai cumva copii? Poftim? Copii, ai copii? Nu am copii, din păcate. Uh-huh. Dar de ce ai spus-o așa? De parcă, nu știu, ai ascunde ceva, de parcă... Sau nu știu cum să interpretez asta, Alina. Nu este ceva ce aș putea ascunde vreodată. Este lucru care cred eu că m-a marcat și mă va ține marcată tot restul vieții. Când eram împreună cu fostul soț, așa cum a specificat și mai înainte, lucrurile între noi nu decurgeau atât de bine pe cât m-am așteptat. Și de la o bătaie zdravănă am ajuns să pierd sarcina la... Când eram însărcinată în 5 luni și jumătate. Deci el te-a bătut pe tine când tu erai însărcinată? Da. Bine, asta că era însărcinată era așa o chestie, nici nu contează. Nimeni nu are dreptul să ridice mâna asupra noastră. Da, problema lui nu era nici de cum sarcina. Problema lui era gelozia. Deci era un... Era gelos? Foarte. Dar ce ai fi putut... Îi dădeai motive de a fi gelos? Nu, eu nu cred că îi dădeam motive. Prin felul meu de a fi. Mie îmi place să fiu o persoană organizată, aranjată. Uh-huh. Când ies la, nu știu, să fac cumpărături sau la oriunde aș merge, îmi place să mă aranjez cât de cât și obișnuiai să fiu așa cum trebuie. Obișnuiai să ieși cu prietenii tăi și pe el să-l lași acasă? Nu puteam să ies cu prietenii, pentru că dacă ieșeam cu prietenii, urma să-mi iau o bătaie zdravă înapoi și mai bine renunțam. Tu vorbești serios? Da, vorbesc foarte. Dar ce fel de relație aveați? Tu erai sclava și el era stăpânul? Nu știu cum aș putea numi relația asta acum, dacă aș sta să mă gândesc mai bine. Cred că aș numi un șoc pentru mine și pentru alții care trec prin aceeași situație sau care au trecut în aceeași situație ca și mine. Viața mea nu mai era liberă, deci trebuia să stau foarte mult în casă, cu teama de a nu exista certuri și alte probleme. Plus că nu mai spun, din cauza geloziilor am fost nevoită să mă îngraș. La un moment dat m-am trezit. Cum adică din cauza geloziei ai fost nevoită să te îngrași? El fiind cu 10 ani mai mare ca mine, vă dați seama că era oricum problema că eu sunt mai tânără, nu știu, frumușică și trăia cu teama de a nu mă pierde vreodată. Deci, adică el te-a luat tânără frumoasă și ți-a zis că ar trebui să te faci bătrână și grasă. Exact. Doamne, maica, ok, doamne. Și în ăștia 7 ani cât ai stat cu el, au fost mai multe momente frumoase sau mai multe momente urâte? În primii 3 ani pot spune că au fost momente destul de frumoase, dar după acești 3 ani au fost, majoritatea momentelor au fost oribile alături de el. Și cine a pus capăt relației? Poftim? Capăt, cine a pus capăt relației? La un moment dat, nemaiputând
duce la capăt această căsnicie, deci nu mai suportam pur și simplu, ajunsesem să intru în depresie, ajunsesem pe la spital din cauza steroizilor pe care mi-i puneam în care ca să mă îngraș. Așa? Iar eu nu știam treaba asta. Am zis că mai bine viața mea se sfârșește decât să stau alături de un om ca el. Am înțeles. Și acum cât timp s-a terminat? Acum cât timp s-a terminat relația voastră? Relația noastră s-a terminat acum 2 ani, cu foarte, foarte greu, cu amenințări, cu certuri în public. Ajunsese să-mi amenințe chiar și familia. Aha. Un punct de-al meu foarte sensibil. Și de curând te-a mai căutat, ți-a mai dat mesaje sau te mai sună? Deci a continuat în aceiași 2 ani, cam 5 luni după ce ne-am despărțit, până când mama mea, de fapt, a încercat să-mi facă cunoștință cu un polițist. L-am cunoscut, i-am explicat situația și, într-un fel sau altul, m-a ajutat ca să scap de el într-un mod mai plăcut, adică să scap de probleme. Deci nu te-a mai căutat, nu te-a mai făcut nimic? Nu. Ok, și de acum 2 ani n-ai mai avut nicio relație? Am spus și am specificat mai înainte că în acești 2 ani, deci după acele 5 luni, în acele 5 luni, am cunoscut un băiat polițist și care m-a ajutat să scap de problemele în care eram implicat, adică de fostul soț, să scap de amenințări și de tot ce mă înconjura. Alina, de obicei eu sunt destul de vorbăreață așa de felul meu, chiar prea vorbăreață. Am tăcut și te-am ascultat pentru că efectiv sunt înmărmurită de ceea ce îmi spui. Practic, voi aveți o relație de sclav și stăpân. El avea senzația că are drept de viață și de moarte asupra ta și că are dreptul să facă absolut tot ce-l taie capul. Exact. Să nu uităm faptul că ai pierdut o sarcină, ai pierdut un copil din cauza violenței domestice. Și știți foarte bine că niciodată, dar niciodată pe lumea asta nu am încurajat violența sub nicio formă. Nici pe cea fizică și nici pe cea verbală. Pentru că, repet, nu știu câta oară, violența nu duce nicăieri. Sau duce numai la lucruri negative, la lucruri urâte. Singura formă prin care putem să ieșim la liman din orice situație este comunicarea. Discutând, putem să ne înțelegem omenește. Îmi pare rău că ai trecut prin toate lucrurile astea și mă bucur că ai avut puterea să mergi mai departe și să-ți revii din coșmarul.